Bun venit la o nouă ediție Asimetric, la o nouă conversație marca Asimetric. Eu sunt Adelina Ghirea, gazda voastră ca de fiecare dată și mă bucur foarte mult, sunt foarte încântată că în acest episod vom aborda un subiect pe care nu l-am mai explorat până acum și pentru asta le am alături de mine pe Ioana, Eunice și Edmona. Bun venit! Bine te-am găsit! Mulțumesc, Ioana, că ai acceptat invitația și că le-ai lăsat și lor provocarea. Deci de la tine a venit provocarea. Da. Sunt foarte încântată că sunteți aici și că sunteți împreună și că reușim să explorăm domeniul ăsta al artei și ce înseamnă viața de artist și ce înseamnă credința în tot acest mix. Și aș îndrăzni să spun că oamenii care s-au întâlnit cu creațiile voastre sau poate chiar cu voi înși vă pot să confirme faptul că aveți nu doar o înzestrare, ci aș îndrăzni să zic o chemare. Și folosesc termenul ăsta în mod foarte specific, pentru că cred că înzestrarea voastră, isprăvnicia voastră, iscusința voastră are sau au un scop mai înalt, un scop care vă transcende cumva. Și cred că, apropo de faptul că sunteți femei credincioase, în experiența voastră probabil ați experimentat și ați înțeles ce înseamnă diferența dintre a alege și a fi ales, a fi chemat la ceva. Acum, cu toate astea, când o persoană ca și voi, fie că e vorba de artă, fie că e vorba de alt domeniu, este foarte investită, se investește foarte mult în ceea ce face, tinde în mod natural să se identifice foarte mult cu acel ceva. Și marea întrebare este în ce vă ancorați voi de fapt identitatea? Și asta a pornit de la o întrebare, nu mai știu în discuția noastră anterioară cine a pus-o, dar mi s-a părut o întrebare fantastică și de aici vreau să pornim, pentru că cu întrebarea asta cred că putem să vă cunoaștem pe voi mai bine, ce faceți voi în viața de zi cu zi și ce trăiți voi. Și întrebarea asta a sunat așa, cum ai reacționa dacă ți s-ar cere să nu mai faci artă? Și aș reformula-o poate un pic și aș zice, cum ați reacționa dacă nu ați mai putea să faceți artă? Cum ar arăta viața voastră? Nu mai avea capacitatea să facem? Adică fizică te referi? Fizică sau contextul, nu știu. În context istoric, cultural, politic. Da. Cine știe ce s-ar întâmpla? Eu pot să vorbesc la trecut, cum am reacționat că am trecut, deci prin, trecut prin asta. Eu am trecut prin asta. Adică, nu, a fost un moment în care relația mea cu Dumnezeu a început în 2011, m-am întors la Dumnezeu, așa. Dar a mai fost un moment interesant în viața mea în care cumva, da, deja se stabilise o relație între mine și Iisus, ok, dar în continuare, cumva, în sufletul meu exista arta pe locul întâi și apoi Dumnezeu și toate celelalte chestii. Da. Și a venit un moment în care cumva cam asta a fost. Și dacă ar fi să nu mai faci asta niciodată. Cum a venit în momentul ăsta? Pur și simplu a fost o întrebare sau da, s-a deci a venit ceva? Prin cineva, un verișor de-al soțului meu. Nu știu cum, mi-am arătat și niște poezii, apropo, că mai schimb un pic și alte, da, așa, exact. În fine, și erau destul de, cum să zic, a observat el ceva acolo, ca și substanță, ceva nepotrivit sau neancorat în ce trebuia să fie ancorat. Și atunci mi-a pus întrebarea asta, care, bineînțeles, deci conversația s-a dus mai departe, dar eu am rămas în punctul ăla. Wow, și chiar, și dacă ar fi să faci asta? Și bineînțeles că aia s-a și întâmplat. Am zis că ok, aveam niște desene foarte mari cu niște bătrâni, niște portrete de bătrâni. Eram în perioada aia în care îmi plăceau portretele astea de bătrâni. Și gata, le-am aruncat la coșul de gunoi. Niște lucrări mari de 3x4 metri, deci niște chestii foarte mari care cumva erau apogeul meu artistic până în momentul respectiv. Am și zis că ok, dacă asta îmi ceri, o să fac și asta. Și am stat cu ele, noi avem un apartament și perioada aia nu prea se ridica gunoi. Treceam zilnic pe lângă, tot acolo. Tot acolo și nu se ridica și eram ok, nu le iau, orice ar fi, nu le iau. Deci asta a fost primul pas în dezicerea asta a mea de artă, ca să zic așa, ca apoi să se facă schimbul ăsta. Dar cumva trăiam într-o realitate în care, ok, chiar nu o să mai fac asta. Deci devenea tot mai vie treaba asta, că nu o să mai fac. Ce făceai în tot acest timp? Asta urmează să fac. Eu mai făcusem și tehnică dentară, o altă facultate.
Zic, ok, mă angajez ca tehnician dentar, prin urmare asta am și făcut, am lucrat vreo câteva luni de zile bune ca tehnician dentar, dar, deci nici, nu știu, cred că aproape 2 ani, un an jumătate, n-am pus mâna pe un creion. Deci era, deci erau dății în care m-aș fi dus prin atelierul din parc de la, de la UAD, numai să simt mirosul ăla de culori, să miroasă ceva măcar. Zic că nu, nimic, nimic, ok. Și aia a fost. Aia a fost momentul în care cumva s-a stabilit temelia mea, Hristos. Adică orice ar fi, nu există, cumva în sufletul nostru nu trebuie să existe niciun compartiment care să fie mai înalt sau să nu fie clădit pe Hristos. Da. Aș îndrăzni să întreb, cum ai reușit de fapt să faci asta? Pentru că mi se pare că atunci când e o decizie atât de drastică, există și varianta asta în care stai și suferi. Suferi după ce ar fi putut să fie, suferi după ce nu mai faci și te adâncești prea mult în suferința aia în loc să construiești la temelie. Deci nu pot să spun că a fost un proces ușor. Uh-huh. Deci deloc. Bineînțeles, mi-au venit tot felul de gânduri, dar cumva, odată cu, cred că așa și lucrează Dumnezeu, odată cu înțelegerea asta, sau ca să-i zic revelația asta, îți dă și puterea să rămâi în locul ăla. Altfel, cumva, aș zice că nu e neapărat momentul potrivit. E ca și cum ai spune că ai apucat o chestie din tine și nu prin Dumnezeu. Uh-huh. Și atunci când vine de la Dumnezeu, prin Dumnezeu și pentru El, e greu, dar e ușor în același timp. Când ești tu, ești pregătită să revii? Să revin? Nici nu știu cum a fost chestia asta. Deja am rămas însărcinată, am intrat în perioada de maternitate de aproape 2 ani de zile. Înainte să fie chestia asta cu tehnica dentară, lucram și ca instructor de artă la o școală particulară. No. Și în timpul ăsta de maternitate, într-o noapte, m-am trezit și am văzut cum deschid o școală în care eu să dau mai departe, să predau. No. Și, deci în momentul ăla am început să scriu pe o agendă cum să se desfășoare, câți oameni să fie, câți copii să fie, deci cumva tot. Și atunci am zis că wow, asta ar însemna. Dar pe de altă parte, nu avea legătură cu mine personal, cât avea cu ceea ce fac eu pentru sau cu ceilalți. A fost o altă formă de a fi artist, cumva. Uh-huh. Cum să zic, a fost o chestie de a da întâi și apoi să primești, ceva de genul ăsta. Și am crescut foarte mult prin faptul că am dat din cât știam eu. Deci creșterea a fost chiar mai mare. Cum ați răspunde voi la întrebarea asta? Interesant că am avut un pic, să zic așa, similar. Așa a fost o criză. Uh-huh. Eu am început cu arta din clasa a treia sau a doua. E o chestie în familia voastră arta sau pur și simplu nu, voi două ați avut afinitatea asta? Nu e o chestie în familia noastră. La Ioana a venit foarte natural din ea, pot să zic așa. Da, așa a fost. Dar la mine s-a dezvoltat foarte interesant în baza unei probleme, să zic așa, de atenție. Și mamei mele s-a spus, trimite-o să deseneze, că atunci o să poată concentra doar pe un lucru. Eu mă concentram pe mai multe deodată tot timpul și mi-era foarte greu să fiu concentrată pe un singur lucru, o idee. Și așa am început să fac artă și începând, care talent, că are mână pentru așa. Și am început să fac artă, am făcut după aceea gimnaziu, liceul, facultatea și totul mergea, să zic așa, în ritmul ăla logic, știi? Mm-hmm. Natural. Da, natural. Și asta zic. Bine, au fost momente în care, să zic așa, mai m-am rugat pentru lucrul ăsta sau am încercat să văd, să merg mai departe aici, că toți prietenii mei poate erau la liceu și vreau să fiu cu gașca sau, știi? Și totuși mie s-a răspuns să merg pe artă, dar criza reală a venit, ca să-mi dau seama într-un fel și din ce-s făcută și ce vreau și ce pot, au venit, eu am avut criza aia de 29 de ani. Există așa ceva? 30. Nu că mulți la trecerea nu, dintre 2 și da, 3. Că nu au, dar am avut-o, să zic așa, de la 29 începând, de atunci m-am mutat și din România în Austria. Și bine, rădăcina a început tot așa, din perioada cu copiii.
au venit copii, au venit o pauză, dintr-o dată nu mai poți lucra, dintr-o dată ești transpus în alt mediu în care sunt multe femei care au în ele dorința asta să aibă copii, împlinirea lor, să zic așa. Eu aveam într-un fel un copil deja, arta. Și m-am văzut transpusă dintr-o lume în care crezi, în care ești, nu știu cum să zic, ești un pic scos din realitate, într-o lume foarte cotidiană, în ritm, dintr-o dată diminutive cu copii, mă rog, tot felul de lucruri care nici le aveam în limbaj măcar. Și lucrurile astea plus faptul că mă apropiam de un 30 de ani și am început să văd în ce mi-am pus eu de fapt valoarea, în ce mi-era mea identitatea. Începeam să văd schimbarea în trup, să văd schimbarea în faptul că eu nu mai fac ceea ce făceam și într-un fel lucrul ăla îmi dădea mie o valoare. Și o împlinire. O împlinire și o valoare, pentru că foarte mult trăiești fără să-ți dai seama din acceptarea celorlalți. Și atunci tot timpul era lucrul ăsta, dacă oamenii spuneau, wow, ești talentat, ești artistă, ce frumos faci, deja era presiunea, următoarea lucrare trebuie să fie și mai bună, trebuie să, cum să zic, să fie un lucru ăsta, să împlinesc așteptările oamenilor. S-a oprit totul și a venit perioada copilor, a venit perioada asta schimbării din mine și a pauzei. Și atunci am fost pusă pentru prima oară, exact cum zice acolo, este într-un salm, zice, opriți-vă și să zici că eu sunt Dumnezeu. O oprire care, pe cât a fost de dureroasă, m-a făcut să stau efectiv eu cu mine, în oglindă, să zic așa, doar eu cu mine. Și cred că asta este lucru ce poate la mulți, poate și perioada asta cu COVID, a adus așa o chestie care tot timpul a evitat-o și parcă numai tu cu tine nu vrei să fii singur. Și lucru ăla mi-a adus exact criza asta și în identitatea mea ca artist, încât am ajuns să zic, eu nu mai vreau să fac artă, așa am zis, nu mai vreau să fiu artist, parcă nu, e prea greu, nu mă mai pot reconecta la lumea, nu pot să vii din a face, nu știu, mâncare sau curățenie și acum să creez o operă de artă. Trebuie studiu, trebuie să te deconectezi. Și mi se părea prea mare presiunea. Și mă gândeam, chiar am început să spuneți, ok, dar asta eram eu, asta am făcut până acum, cum să fac altceva? Ce știu să fac altceva? Chiar am început să spuneți, oare asta? Și pot să zic că am avut așa un moment foarte, foarte fain. Am fost cu artiștii la o expoziție la Cambridge și am fost foarte demoralizată când am mers acolo. Eram exact în impasul ăsta în care eram pe punctul de a renunța la artă, pentru că simțeam că nu pot să le fac pe toate. Și acolo am văzut, de fapt, faptul că arta poate să fie, exact cum ai spus tu, nu e doar o vocație sau e, cum să zic, ca o misiune a mea. Poate fi mult mai mult și poate pot, în loc să fie lucrul ăla care mă definea în fața oamenilor ca ceva, să fie ceva ce pot folosi pentru a arăta altceva, ca să zic așa. Și acolo am văzut puterea imaginii, ceea ce a fost pentru mine o schimbare foarte drastică în viziunea mea, pentru faptul că eram în expoziție și oamenii se plimbau, se uitau la lucrări și a venit o persoană, o femeie, așa, arăta foarte bine, elegantă, și a început să mă întrebe de lucrarea mea. Și vorbind de la lucrare, am ajuns să discutăm doar despre lumea spirituală, cu întrebări, cu, să pot zic că am ajuns foarte departe în discuția asta. Și momentul ăla mi-am dat seama că arta în lumea în care trăim, care este atât de cenzurată și în care orice trebuie să fie political correctness și nu știi asta pot să zic, asta nu pot să zic, arta a rămas un limbaj foarte accesibil prin care poți să ajungi să zici ce vrei tu, pentru că a venit din artist, este impresia artistului, limbajul artisticului și de acolo pe de care fapt nu îl poți contesta. Exact, nu îl poți contesta pentru că asta a gândit artistul. Și de fapt mi-am dat seama că este o metodă foarte bună prin care eu de fapt pot să exprim ceea ce sunt eu. Și asta a fost un punct de turnură ca să îmbrățișez altfel ceea ce fac. Și celălalt a fost, cum spui și tu, faptul că mi-am dat seama tot la criza asta de 30 de ani că problema mea de fapt reală era identitatea mea în Hristos. Asta era problema și eu de fapt o aveam în alte lucruri. Și când lucrul ăla l-am înțeles și m-am eliberat de artă, de și de ideea de motherhood și de mama perfectă și de una și cealaltă, pur și simplu toate lucrurile astea au devenit, pentru că am intrat în libertatea și atunci am învățat că nu trebuie să încerc să fiu ceva, ci trebuie să fac efectiv ce
ce îmi, cum să zic, ce vine din mine, din Dumnezeu, uh-huh. ce îmi spune să fac, uh-huh. pur și simplu. Și dacă acum nu mai e arta și pentru o perioadă e altceva sau chiar să nu mai fie artă, cum era întrebarea ta, sincer, nu am nici un stres și nu îmi fac nici o grijă pentru că nu mai am acolo identitatea. Nu mai am acolo identitatea. Și adevărul este că e foarte ușor să fim distrase sau distrași pentru că e ceva care, uite cum ne uităm și la voi, e foarte evident că Dumnezeu v-a dat o înzestrare. E ceva care vi s-a dat. Noi, da, vine cu foarte multă muncă, într-adevăr. Dar și e ceva care vă pasionează, e ceva așa care... E din tine. E din tine, exact. Și atunci e foarte ușor să ne legăm atât de mult de lucrurile astea care vedem că le putem face, vedem că iese ceva bun din mâinile noastre sau din cuvintele noastre sau din mintea noastră și e foarte ușor să ne legăm prea tare de acele lucruri și să uităm, de fapt, care ne este adevărata identitate. Și vreau să te auzi și pe tine, Ioana, dar un foarte rapid exemplu. Mie asta mi s-a întâmplat mult mai repede în viață, eram cred că anul 2 de facultate. Pentru mine era deja foarte clar, mi-era foarte clară misiunea, știam că vreau să fac radio, eram deja în formare, oportunitățile se iviseră, foarte mare pasiune și investiție. Și între timp mi-a apărut un nodul pe tiroidă care trebuia operat. Era destul de mare și îmi amintesc că eram singură la facultate, în altă țară, foarte relaxată, m-am dus la consult, m-am programat și m-a pus să semnez o hârtie cum că există riscul foarte crescut ca să-mi atingă corzile vocale. Pentru că era atât de aproape. Și am ajuns acasă, mă rog, în cămin și a trebuit să stau să mă gândesc, Doamne, ok, dacă când ies din operație nu o să mai pot vorbi, cum o să fie? Și el a fost punctul de turnură pentru mine, știi, în care îți pui întrebările astea foarte grele, dacă nu mai pot să fac ce văd că tu mi-ai încredințat să fac, ce văd că tu mi-ai dat, o să mă mai bucur de viață și de tine sau o să fiu complet Dar știi ce pierdută? Interesant aici un lucru și poate să nu l-am menționat și pe ăla, pe Ana, faptul că înainte să descoperi cu adevărat libertatea, ai impresia asta că dacă te lași pe tine, Dumnezeu îți va lua exact lucrul pe care îl iubești. Și ca și cum Dumnezeu parcă te-ar pedepsi sau nu e bine pentru că iubești lucrul ăla. Când descoperi libertatea asta, îți dai seama că Dumnezeu poate exact ce o înzestra sau o pus în tine, poate să folosească, dar pe tine nu te mai ține lucrul ăla, să zic rob lucru, nu mai ești tu dominat de el. Dar de fapt Dumnezeu nu vrea să te, nu pus ceva în tine ca după aceea să te chinuie și să ți-l ia, să zică, exact. Da, da, foarte adevărat. Ce fain. Nici nu știu ce Ioana. Să mai spun. Acum, s-a că am spus, s-am spus multe. Cum a spus și sora mea, Eunice, la mine darul ăsta de a scrie, de a compune, a venit foarte natural. Eu nu am scris pentru că cineva mi-a zis să scriu sau dintr-o nevoie neapărat. Am scris, am simțit, totdeauna am știut că este un personaj în mine și când am văzut literele, perfect. Am știut că există o lume în mine. Eram mică, eram chiar la a treia, mi-aduc aminte când am scris amintirea pe care am cu prima compunere din clasa a treia, când am învățat deja să scriu și a curs din mine efectiv, știam că e o lume, știam că este ceva în mine care trebuie să arăt, să mă arăt pe mine și nu, a trecut timpul, dar scrisul sau compunerea a devenit o identitate. A devenit o identitate și noi am stat lângă cimitir și vedeam în fiecare zi mormântări și m-am gândit inspirațional. Da, de mic și m-am gândit la simțul umorului, știi? Perfect Bacovil. Dar m-am gândit la moarte de mică, m-am gândit la moarte. Am și scris despre moarte, deși n-am experimentat familie, n-am experimentat o tragedie, dar am fost foarte impresionată de ideea asta că dispar la un moment dat. Și știi cum apărea și la televizor de multe ori? Că nu știu cine a dispărut. Era vorba că a murit, dar zicea că a dispărut. Unde a dispărut oare? Ce s-a întâmplat? Știi? A murit. Și pentru mine, la un moment dat, a ajuns ca compunerea, ca creația să fie o supraviețuire în fața morții. Trebuie să-ți lași o amprentă, trebuie să fii... Cumva era în tine că trebuie să existi și după moarte. Și cum poți exista după moarte? În corp fizic nu mai poți exista. Existi prin ceea ce tu ai creat, printr-o moștenire, nu? Și
cumva am ajuns la un moment dat să fac din ceea ce din darul meu, să darul meu să fie conectat tot timpul la chestia asta, trebuie să rezist morții, trebuie să am o amprentă, trebuie să fiu cineva, trebuie să mă exprim. Și dacă nu fac asta, îs zero, îs un praf, îs un nimeni, nu o să supraviețez morții mele, nu o să am un nume cumva, știi? Și asta în adolescență, s-o creu una mai puternic, bineînțeles nu în clasa a treia, dar da, a devenit o identitate, aș zice, numai asta credeam că sunt eu, asta sunt eu, faptul că eu scriu și o să creez nu știu ce și lumea mea și personajul meu interior se va exterioriza, prin asta eu o să supraviețez morții și o să, mi-am creat o identitate. Am fost o persoană care niciodată n-am putut să accept, n-am putut să trăiesc o religie, nu știu, nu doctrine, religie, nu. Deci dacă nu testezi, nu pot să cred. Și am avut experiență supranaturală la 18 ani, în urma căreia mi-am schimbat și am crezut în Dumnezeu și în Isus și o experiență care îi... Deci, cumva, Dumnezeu te face să-L guști astfel încât să nu mai poți uita. Mm-hmm. Nu mai poți uita când ai gustat ceva de bun cândva. Aia te va conduce tot timpul. Mm-hmm. Știi că e ceva real. Deci eu l-am experimentat pe Dumnezeu exact ca pe o mâncare. Mm-hmm. Am știut că e foarte real. Am știut atunci că am spirit. Mm-hmm. Când Duhul Sfânt a intrat în viața mea. Da, așa ar fi expresia religioasă. Dar e vorba despre o comuniune cu Dumnezeu continuă. O nașterea din nou, dacă asta e mai exact. Nașterea din nou. Și în momentul când s-a petrecut asta în viața mea, nu am mai putut să mai scriu câțiva ani. Wow. Supăr că a fost atât de puternică, ca o lovitură în față, așa cumva. Nu am mai putut să mai scriu. Nu în sensul că Dumnezeu nu vrea ca eu să scriu sau... Pur și simplu nu am mai putut să mai... Ce s-a întâmplat? A fost ceva atât de puternic în viața mea, mi-a schimbat... Nu am știut că am spirit până atunci, că am un duh și m-am născut din duh, din apă și din duh. Nu am știut... N-am mai putut să mă mai înțeleg cumva. Deci era o experiență așa de nouă încât... Și nu te-a speriat asta? Ba da, m-a speriat și nu am mai putut să scriu câțiva ani. Dar tot timpul am știut că există în mine acel personaj. Acel personaj n-a dispărut. Mm-hmm. Niciodată. Și cum? Și... Exact cum am întrebat pe mâna. Cum ai revenit? Cum am revenit? Exact, pentru că știi că nu, acel personaj n-a murit. Mm-hmm. Deci chemarea, cum ai spus tu. Acum eu spun personaj. Nu a murit chemarea aceea. Mm-hmm. Pentru că Dumnezeu dă daruri bune tuturor oamenilor. Și lucrurile nu le retrage înapoi. Sigur că da, poate să fie un context, nu știu, istoric, politic, nu știu ce, sau medical, că nu mai poți să scrii, asta deja e o extremă, nu intrăm neapărat în asta. Dar este darul lui, este un dar atât de frumos, pentru că el este un creator și nu, tot timpul am avut foame. Am știut că la un moment dat o să fac asta, dar nu am mai putut o perioadă, nu am mai știut ce. N-am mai știut ce să mai fac. N-am mai știut pentru că era alt... M-am trezit în altă lume. Pentru că Ioana înainte era foarte tragică. Eu am fost foarte tragică. Tot timpul impresionată de moarte, de durere, de... Și-o dat exact de opus. Da, o dat de viață. Da, ce și de natură faci? Foarte impresionată și natura are un suflet și așa. Și în timp n-am scris, dar am știut totdeauna că voi scrie. Am avut și lupta asta că oare poate Dumnezeu nu mai vrea că eu să scriu. Sau... Am avut și lupta asta, recunosc că nu vrea. Și asta m-a plasat într-o poziție de frustrare, de luptă. Și pentru că n-am văzut lucrul ăsta, biserica nu a avut noi, ăla era mediul nostru. Da. Și era un lucru, parcă nu se încadra în lumea religioasă, lumea... Exact. Dar vreau să spun o chestie, eu niciodată nu-mi propun să scriu ceva. Niciodată nu-mi propun. Eu tot ce am scris pentru că acest personaj mi-a creat o lume și a trebuit să o exprim. Și eu când creez, eu nu creez propunându-mi să fiu creștină sau să zic ceva despre Dumnezeu sau nu, eu... Mă conectez cu un om interior, foarte interior, foarte undeva dispărut cumva și l-aduc la viață și exact ceea ce crezi de fapt, aia e realitatea mea. Dar realitatea mea nu este religia mea. Realitatea mea, într-un fel, este ceea ce eu când scriu ceea ce scriu. Și multe personajele mele erau foarte chinuite și vreau să evadeze. Chiar după ce am avut această experiență, pentru că am avut experiența asta atât de wow și după ce am căzut într-o chestie asta foarte... Parcă a dispărut experiența aia, știi? Și ești din nou om și ești din nou, parcă nu ai puterea aia și nu mai ai experiența aia și ești chinuit și vrei să evadezi la lumea aia. Și știi că există lumea aia și lumea aia apare numai când ea vrea, cumva. Și atunci tu ești chinuit și visezi la lumea care trebuie să te elibereze. Dar și asta s-a schimbat, apropo de identitate. M-am născut din nou la 18 ani, dar eu
abia anul trecut am aflat despre... Ai înțeles ce s-a întâmplat? Da, ce s-a întâmplat? Foarte corect. Ce s-a întâmplat la 18 ani? Și numai ca o paranteză, dar cred, îmi place foarte mult că aveți libertatea să spuneți lucrurile astea, pentru că e un parcurs. Fiecare ne aflăm în diferite etape, în parcursul ăsta, în experiența asta și nici ca și cum totul se întâmplă așa dintr-o dată și pe toate le cunoaștem dintr-o dată. Mm-hmm. Exact. Sau identic cu ceilalți. Exact. Da, îți dai seama și cred că multe persoane au experiența asta. Eu acum vorbesc de în domeniul meu că scriu, dar alte meserii, oamenii au alte meserii, alte identități. E trebuie să demonstreze ceva. Mm-hmm. Pentru că atunci când te demonstrează ceva și produsul acela este evident, tu ai o identitate, ești aplaudat, ești aclamat, ești criticat, dar tu trebuie să-ți demonstrezi existența. Mm-hmm. Eu am aflat cum trebuie să-mi demonstrez existența. Mm-hmm. Eu nu trebuie să-mi demonstrez existența mea sau credința mea, eu nu trebuie să demonstrez. Mm-hmm. Eu am aflat că mântuirea este un cadou. Mm-hmm. Și mântuirea nu este doar că meri în rai. Mântuirea este aici pe pământ. Mm-hmm. Adică înseamnă întregire, eliberare, vindecare. Mm-hmm. Înseamnă mult mai multe lucruri. Și într-adevăr, eu doar când am avut experiența nașterii din nou, am simțit că sunt om. Foarte interesant. Mm-hmm. N-am simțit neapărat că sunt altcineva, ci că atunci am devenit om. Mm-hmm. Atunci spiritul meu a devenit viu. Și ai folosit cuvântul ăsta de întregire. Întregit. Asta, asta am experimentat la 18 ani. E ceva extraordinar, ești întregit și e așa de frumos e lucrul ăla, că nu am mai putut să scriu mulți ani după experiența asta. Chiar nu am mai putut să mai scriu. Și anul trecut am aflat că nu trebuie să demonstrez ceva. Eu sunt deja. Eu sunt deja în Hristos. Eu sunt deja iubită. Și eu mai nou mi-am schimbat rugăciunile. Aveam rugăciuni, Doamne, ajută-mă să fac aia, ajută-mă să, nu știu ce. Mă trezeam dimineața cu o chestie că eu trebuie să demonstrez ceva. Mm-hmm. Mă trezesc și acum zic, Doamne, îți mulțumesc că exist. Mm-hmm. Așa de mult mă bucur că exist. Da. Ce frumos că tu te-ai gândit că eu să exist. Mm-hmm. Wow, ce tare! Și eu, cum să zic, mă las să fiu pur și simplu, eu știu că sunt iubită de Dumnezeu, nu cer să fiu iubită, eu sunt iubită, eu sunt în favoarea Lui, în harul Lui. Mm-hmm. Trăiesc un lucru foarte... Nu mai trebuie să demonstrez viața mea. Eu nu mai vreau să-mi demonstrez. Dimensiunea. Și sunt foarte sigur că am supraviețuit deja morții. Eu deja am supraviețuit morții. Eu nu mă mai lupt cu moartea care va urma. Pentru că cineva deja a biruit. Pentru că cineva deja a biruit și pentru că, ce faină, în adevăr, acum foarte teologic, Hristos este al doilea Adam. Mm-hmm. Din primul Adam, dar suntem în al doilea Adam care este o nouă creație. Mm-hmm. Ești curios să știi ce e noua asta creație. Atât de fain. Asta pentru o altă dată. Da. Da. Pentru că, da. Pentru că fiecare sunteți la casa voastră. Da. Cu copii. Da. Și Eunice, tu deja ai povestit un pic despre asta, cum vi s-a schimbat viața când, sau cum ți s-a schimbat viața când când a venit etapa asta. Da. Aveți și un amalgam de responsabilități reale în viața de zi cu zi. Și în amalgamul ăsta de responsabilități reale, cum vă găsiți momentul ăla sau cadrul ăla în care să creați, pentru că presupun că nu vine așa la comandă, adică acum pun hârtia și trebuie să scriu sau acum trebuie să pictez. Cum reușiți să vă creați acel cadru? Cum arată o zi din viața voastră de artiste? Dar și familiste, și mămici, și neveste. Da. Eu sunt doar rom. Eu nu am așa multe identități. Una singură. Tu ai intrat în odihnă. Nu, dar sunt om. E și asta o treabă cu odihnă. Dar cum reușiți să vă adunați și resursele și creativitatea și să creați cadrele alea ca să puteți să creați? O să, e ca și cum ți-aș pune apoi întrebarea. Cum e când încerci tu să ai timpul ăla tău special cu Dumnezeu? Cât e de greu să intri în deconectarea aia de la realitatea asta fizică. Și asta e o chestie care, știi că nu doar artiștii au, de fapt noi, care căutăm, să zic așa, să înțelegem adevărul ăsta spiritual, avem, să zic, aproape în fiecare zi lupta asta de a face liniște în interior. Pentru că e, de fapt, de a face liniște în interior ca să începi să-ți imaginezi, să începi să vezi, să vezi lucruri cu ochii inimii tale sau cu ochii minții. Și nu vine natural lucrul ăsta. Da, eventual las pe Mona să dezvolte. Ce ușor a pasat. Da. Păi, a zice că la un moment dat ajunge să devine și natural. Eu am, odată cu schimbarea asta, în care am înțeles că temelia mea e Hristos și că eu sunt născută din Hristos, în Hristos și viața mea îi în El, apropo de gustat, practic așa m-am văzut. Ca și cum cândva
am gustat o bucățică mică din el. Din el, Hristos. Și el a fost, a rămas în interiorul meu. Și a crescut, și a crescut, și a crescut, până când a devenit a devenit la fel de mare cu forma mea, să zic așa, cu te-a cine umplut. Era. Exact. Okay. Și în acel moment el m-a întrebat dacă eu vreau să fiu acum înghițită de el. No. Și în momentul în care locația mea s-a schimbat cumva în interiorul lui Hristos, deja toate lucrurile au devenit normale și naturale. Adică și să nu mai trebuie să creez o atmosferă, nu trebuie să citesc nu știu ce ca să intru într-o stare de creație. Ca și cum mai spune, pentru că umblu, e natural să iasă ceva din mine. Practic asta făcea și Hristos. Deci el nu își propunea să facă anumite lucruri, pentru el călca. El avea un singur plan de îndeplinit. În fine. Da, e adevărat, cu copilul, duci la grădiniță, faci așa, îi pregătești gustarea în ghiozdănel, nu știu cum e cu mai mulți, nu vreau să mă gândesc în momentan. Două gustare. Două gustare la bun, așa. Așa. Dar mă gândesc la versetul ăla care spune că și suntem, și pentru că suntem copii, suntem și moștenitori. Undeva în Romani 8, ceva cu 17, cred că, și moștenitori împreună cu Hristos. Bine, apare acolo și o condiție care e important să o urmărim. Dacă suferim ce a suferit și Hristos și așa. Aia nu trebuie scoasă din calcul, din ecuație. Și realitatea mea în care trăiesc acum eu ca și artist, nu prea place eticheta asta de artist, dar e ok. Trebuie de dragul. Da, trebuie să existe cuvânt, cumva, da. Trebuie să o folosim, că nu așa. A zice că mă văd moștenitor al naturii creatoare a marelui artist, Dumnezeu. Și pentru că eu sunt copilul lui, inevitabil cumva ca eu să nu am această latură artistică, cum s-ar traduce aici în universul ăsta în care trăim. Știi? Și atunci, dar să zic că devine normal. Da, este adevărat, e nevoie și de disciplină. Deci eu am învățat ca odată cu realitatea în care am intrat de a fi și mamă, timpul meu este, sau nu, timpul este foarte serios. Adică când îmi propuneam ca în alea două ore în care doarme eu să desenez ceva, deci nu mai, lasă că mai, nu mai amânai, nu mai tergiversai, ori erai, ori rămâneai să nu mai faci nimic. Și mi-am făcut un program, cumva, care, bineînțeles, nici ăsta nu e bătut în cuie. Deci pot să... E destul de flexibil, dar am o... Cum să zic, am ceva ce pot să urmez. Și în programul respectiv mă duc și sunt dăți în care merg în atelier și nici măcar nu fac ceva fizic, adică nu ajung să desenez sau să pictez. Dar doar pentru că sunt acolo și pentru că am fost ascultătoare în a fi prezent acolo, se naște ceva și în fiecare zi se creează ceva sau în fiecare, de fiecare dată când se întâmplă și să nu faci cumva, deja se construiește în tine. Și e ca și cum ai, spune că se manifestă sau atinge pământul, ceea ce primești sau ceea ce vezi de acolo din interiorul lui Hristos, în Hristos, atinge pământul. Și se creează ceva. Okay? Dar nu trebuie neapărat să fie o chestie, cum să zic, mă duc în atelier, gata, acum desenez. Nu, deci e ca și cum tu tot timpul mergi pe stradă și se arhivează în tine ceva. Se tot arhivează, vezi o chestie, vezi o plantă, auzi o pasăre, vezi, nu știu, citești un verset sau te întâlnești cu cineva care ți-a spus trei cuvinte și rămâi toată ziua cu cuvintele alea și nu mai vezi că iese ceva din tine. Scuze. O altă chestie faină care cumva m-a ajutat să înțeleg și o altă formă de a crea a fost că mi-am pus întrebarea asta. Eu cu Dumnezeu vorbesc destul de natural și îl întreb multe lucruri și el îmi răspunde când crede el că trebuie să îmi răspundă sau când trebuie să știu. Și am zis că, ok, cine creează? Ce din împărăția vie sau cum ajunge să se manifeste creația? Și am înțeles că
cuvântul este cel care creează. Adică pentru mine a fost, ok, la început a fost cuvântul uh-huh. și cuvântul este cel care creează. Și am și văzut chestia asta în momentul în care deja spui floare, deja s-a creat uh-huh. o imagine. O imagine. Dar asta o lăsăm mai departe. O las acum pe, nu știu, vă las pe voi să continuați și dar ajungem și la al treilea. Ca o scurtă mențiune, cine crede că un artist n-are nevoie de disciplină. Nu. Așa ceva. Pentru că în mintea multora e impresia asta că artiștii nu funcționează într-un cadru disciplinat, ci este totul așa. Depinde, să știi că eu încă n-am ajuns la disciplină, după mâna de și am doi copii. cred că sunt la mine, de exemplu, asta cu programul încă nu pot zic că funcționează foarte bine, dar am învățat și că sunt etape în viață. Uh-huh. Și asta e o chestie, a fost așa, pentru că la început când a venit copilul, exact chestia asta încercam să le pun pe amândouă uh-huh. în continuare și nu eram satisfăcută nici în una, nici în cealaltă, până am învățat că asta este o perioadă uh-huh. și că perioada asta va trece și că ar fi bine să încep să mă bucur de ceea ce am acum, nu tot timpul să tânjesc că aș uh-huh. face celălalt lucru sau uh-huh. ce făceam înainte. Și a fost, nu știu, mi se pare că copiii te învață să fii mult mai puțin egoist. Îți arată de fapt cât ești de egoist și cât de mult e despre tine și dintr-o dată despre altcineva. Și a fost foarte greu să învăț lucrul ăsta și acum pe partea cu ordinea, chiar cu disciplinarea, încă e un proces. Pentru că la mine, uite cum ce ai de mâna, două ore, eu dacă am două ore și știu că am două ore și să fac ceva în alea două ore, eu nu pot să fac nimic, mă blochez. Mai am două ore, mai, o oră și ceva, vin copiii imediat de la grânță, mai am atât și nu mă pot concentra. Și atunci am perioade, eu n-am zilnic, dar am perioade în care pur și simplu, cum ai zis tu, cumulez sau lucruri care mi-au vorbit, îmi fac câte o schiță. Și când vin momente mai libere, atunci încep să crezi. Uh-huh. Dar și asta aș numi o disciplină. Disciplina de a fi atent. Exact. Da, interesant. De a acapara informația, pentru că e foarte ușor să treci pe lângă ea. Da, dar aici, scuze, și în legătură chiar cu subiectul, cu imaginația. De fapt, noi tot timpul primim o informație și o imagine. Noi gândim în imagini. Când spun, de exemplu, cuvântul măr. Tu vezi literele, tu vezi în mintea ta un măr și cu cât ți-l descriu prin cuvinte, tu vezi în imagine ceea ce îți descriu eu. Deci fiecare dintre noi, de fapt, își folosește imaginația și vede ceva fără să își fie neapărat conștient de lucrul ăsta. Și atunci poți dezvolta ceva, poate tu cumulezi poate ceva pozitiv sau negativ, dar de fapt creierul tău procesează întotdeauna informația care intră. Și ce spuneai tu că e o disciplină, poate, în a fi atent la ceea ce vezi. Pentru că ceea ce vezi, imaginația ta e ca și un, cum să zic, ca un pământ în care tu arunci semințe, că ai văzut aia cealaltă și totul ți se și dă așa un fel de semi-preparat, nici nu mai poți să-l procesezi și aia crește. Știi? Și atunci de asta zic că să fii atent la ce vezi. E foarte important. Să fii atent la ce vezi sau să fii atent la ce gândești. Și știu că Ioana gândește. Sper că toate gândim. Toată lumea e valabil. Dar în conversația noastră anterioară vorbeai despre ideea asta de gânduri. Gând naște al gând și acel gând naște al gând și se împreună cu al gând și nasc alte gânduri. Și contează ce gândești foarte mult. Asta e valabil pentru orice persoană, orice meserie, chemarea ravea, nu e vorba doar de un artist. Pentru că dacă spațiul meu mental, depinde cu spațiul tău mental cu ce e ocupat, spațiul mental. Dacă e ocupat cu o rană a trecutului, aia că te cam blochează. Dacă e ocupat cu ură, resentiment, aia blochează. Eu nu pot să scriu când sunt resentimente sau ură sau nu prea trăiesc ura, dar cumva niște stări apăsătoare legat de o relație, legat de ce n-am realizat sau... Te blochează foarte mult. Deci dacă spațiul mental e ocupat cu asta, dar eu am observat un lucru. Să lași gândurile bune, să le lași, pentru că ele se împreună cu alte gânduri bune și creează ceva frumos. Și dacă, de exemplu, dacă, acum asta nu e neapărat de artă, de iertare. Ții minte că am avut într-o zi, mi-a venit un gând de iertare față de cineva și l-am lăsat să intre în mine, să nu contează ce simt, dar da, cred că eu vreau să vreau asta. Și gândul ăsta a născut al gând și al gând și până la urmă a născut o stare, o emoție de eliberare. Și eu n-am mai avut nimica cu persoana aia. De fapt, era un război chiar fals, la urma urmei. Sunt multe războaie false în care intră mental, care nu sunt neapărat războaie, nu sunt adevăratele războaie, știi?
Dar legat de scris acum, eu sunt continuu într-o stare de gestație. Nu mă pot decupla de persoana asta. Deci nu pot. Deci eu uneori și când stau cu copilul meu, dintr-o dată sunt altă chestie, dar revin imediat. Eu sunt eu însă. Adică eu sunt o persoană mai visătoare, nu încerc să fiu altcineva. Și eu cred că așa, fiind cum sunt eu, asta nu exclude că nu pot iubi, că nu pot să zic o glumă cu copilul meu, că nu pot să mă distrez, că nu pot să mă lăs să mă bucur de el. Deci eu încerc să nu mă mai separ bucăți. Nu mai și fac cum asta. Faci să, dacă n-apuci în momentul ăla să-ți aștepți gândurile, dacă pleacă gândurile se formează, dar... Nu, ele tot timpul există. Cum? Când apuci să le pui pe hârtie? Știi, când e ceva foarte... Simt deja în mintea mea că e ceva concret și o fierbere. Deja a ajuns la clocot. Știu, a ajuns la clocot. Și asta e o mare biruință să treci de frica că ai putea rata ceva. Pentru că el e viu și veșnic. Oricând ai acces la chestia asta să-ți dea ceva... Mai exista o mare problemă, scuze că fac acum o paranteză, de a fi unic în lumea artei. Și era o competitivitate de prima zi în care călcai pe tărâmul ăsta. Și când înțelegi că ai acces și ești ancorat la această sursă, nu mai ai frica că ai putea rata sau că nu am scris acum, vai ce se întâmplă, uite ce idee am primit și... N-am apucat să o scriu. Am trăit și eu frica asta de care spune și Edmona, e adevărat. O frică că oare dacă acum și n-am reușit să scriu acum, oare ce se va întâmpla? Dar am început să nu mai... Deci foarte mult contează ce crezi. Exact. Deci credința face mută munții. Cred. E cam adevărat. Da. E cam adevărat, știi? Deci nu, dacă nu mai crezi asta, inclusiv faptul că gândurile se merg în pace unde merg, revin la momentul ăla la suprafață. Nu mai e un război fals să fii în război cu tine însuți. Chiar este un război fals, oricât de ciudat ar suna, e un război fals. Mai ales pentru cineva care o gusta din, cum spune în Biblie, acum foarte biblic, puterea veacului viitor, o gusta din ce va urma. Ce va urma, pentru că am supraviețuit deja morții. Nu mai trebuie să fii într-un război cu tine. Așa că acum să nu par că eu am o viață, tot timpul pot să scriu, nu e adevărat. Am un blocaj de 2 ani, de exemplu, acum cu ce scriu. O piesă de teatru care încă n-am terminat-o. Bine, am avut și opriri. Am avut și o perioadă când am avut probleme cu insomnia, pe care nu le mai am. Dar nu mai sunt în acest stres. Nici nu știu cum să descriu, atât de fain și de eliberator. E extraordinar să nu mai fii în stres cu creația ta, cu n-am făcut aia, trebuie să fac aia, acum trebuie să-mi vină inspirația. Totdeauna când faci asta, nu o să vină nicio inspirație. Și te blochezi, parcă ucizi în tine ceva. E foarte rău să faci. E ca și cum ai zice, o persoană care vrea să facă fapte bune ca Dumnezeu să o iubească. E complet greșit. Dumnezeu deja te iubește. Trebuie să fac aia, atunci mă va iubi. Dacă fac aia, atunci o să realizez aia. E o stare continuă, e o luptă continuă. Și spațiul tău mental e ocupat cu lupta asta. Și în lupta asta tu poți să fii condamnat, să te simți că nu mai... Uite, n-am reușit și cazi în tot felul de stări. Deci evit acest război, că este fals. Este fals. Îmi place foarte mult că ce aud de la voi este ideea asta și e foarte frumos pictată de cuvintele voastre și de experiența voastră de a acționa și a trăi din plinătate, de a crea din plinătate. De obicei, când ne uităm foarte mult în lumea artei, se creează foarte mult din lipsă. Nu din acea plinătate, din ce trăiți voi și mai ales din punct de vedere că am pornit de la identitate, am vorbit despre credință și am ajuns la produsul final și asta e fantastic să vedem unde de fapt trebuie să investim cel mai mult și fiindcă nu mai avem foarte mult timp, vreau să mă întorc înapoi la ideea asta de imaginație, pentru că cred că e super importantă nu doar pentru artiști, ci pentru fiecare dintre noi. Da. Cât de importantă e imaginația asta? E foarte importantă pentru că are o putere pe care noi nu o realizăm. De fapt, e foarte interesant dacă te uiți în jurul tău și în spațiul ăsta dacă te uiți, paharul ăsta, inițial, a fost o idee în mintea cuiva. Sau telefonul, să zici. Dacă cineva nu-și imagina cum ar fi să vorbesc cu un om la telefon cu cuvinte, nu prin semnale, nu exista telefonul. Deci cineva și-a imaginat. Și aici e un lucru foarte interesant ca de diferențiere, pentru că noi oamenii confundăm imaginația cu fantezia. Și este o mare diferență. Fantezia
chiar definiția din Dex, să zic așa, spune că este o iluzie, deziluzie, a daydreamer, o visare, cum ar veni, care nu se ancorează în nimic din realitate și nu are nici o dovadă a realității în ea. În schimb, imaginația pornește inițial de la ceva, de la un singur, să zic, are de adevăr, care după aceea crește, să zic, se umple imaginea cu ce gândești tu. E un fel de pântec, să zic așa, spiritual, imaginația, că e în interior, din care iasă ideile, ți iasă conceptele și ți iasă viziunea. Și de ce consider personal, ce puțin, că imaginația e foarte importantă nu doar pentru noi artiștii, că oamenii consideră că noi o folosim constant și copiii. Când am fost copil, am putut să visez, să creez. Să-mi imaginăm. Sau, da, să fiu creativ, să ne să-mi imaginez ceva. În schimb, acum am crescut mare, acum sunt dominat de lumea asta fizică, foarte reală și poate și de cea spirituală, dar asta ne-a făcut să credem că noi nu mai folosim lucrul ăsta. Dar de fapt imaginația, de ce personal o consider foarte importantă? Pentru că trebuie să vezi întâi un lucru, să-l concepi ca să-l poți naște, ca să zic așa. Ceva ce nu ai conceput nu poți să naști, de aia l-am numit și un fel de pântec spiritual. Și atunci noi avem probabil o speranță, să zicem, noi ca și creștini, să zic așa, avem o nădejde despre care știm cuvinte, știm conceptul, îl auzim de foarte multe ori. Dar această nădejde, dacă nu are o imagine, e neclară. Nu știu cum zic, e neclară. E greu să mergi într-o direcție pe care nu o vezi. Și atunci ce eu personal încerc eu să folosesc imaginația, și de a zic că poate fi un lucru foarte pozitiv și are o foarte mare putere și aici, scuze o paranteză, cel mai bun exemplu, turnul Babel. Spune acolo că puteau să facă tot ce și-au pus în gând. Și în traducerea din engleză, in their imagination, în imaginație. Deci imaginația aduce dintr-o idee, din concept, o realitate. Și asta personal ca artist, ce încerc eu să fac și mi se pare foarte, aici să zic m-am regăsit în sfârșit, este faptul că dacă Ioana poate pornește de la gânduri, de la, sau de la imagini de la mintea ei și scrie exact cuvinte, la mine pornește exact invers. Eu am o sursă de unde văd cuvinte și de acolo încerc să creez imaginea asta ca să dau privitorului și nu doar privitorului creștin o imagine a unei lumi spirituale pe care nu o vezi cu ochii fizici, dar o poți vedea cu ochii inimii și ea există. Și nu doar că există, e mai reală decât realitatea asta fizică, de care într-un fel suntem dominați și mai ales în epoca noastră în care a apărut o nouă realitate. Dacă până acum toate generațiile au trăit în două, noi trăim în trei. Avem realitatea fizică, avem realitatea spirituală și avem realitatea virtuală. Și atunci eu asta e dorința inimii mele, să zic așa, și dau un exemplu ca să poate să dau așa o imagine la ce vreau să spun. Îți dau exemplu foarte proaspăt, asta este o idee care acum am în cuvinte și vreau să creez o lucrare de artă. Încă nu am exact lucrarea. Nefeseni întâi vorbește foarte interesant despre faptul că Dumnezeu, planul alcătuit în sine însuși a fost pentru a-și uni din nou într-unul în Hristos cele de pe pământ cu cele din ceruri. Și sunt niște cuvinte, un concept, le citești, poate treci pe lângă ele, wow, interesant, dar poate nu îl poți aprofunda neapărat. Dar dacă eu îți creez o imagine, ce înseamnă prin acest Hristos unirea cerului cu pământul și lucrurile astea au fost odată, pentru că zice iarăși, a fost ceva odată lucrul ăsta. Și dacă eu îți creez o imagine cu această imagine, tu atunci vei putea să înțelegi mai mult, dar eu nu îți dau totul. Eu îți doar dau o imagine prin care tu după aceea să-ți folosești imaginația și să vezi mai departe. Și asta e ceea ce, ca să zic așa, asta e lucru care acum pe mine mă ajută în procesul ăsta artistic, pentru că și eu aveam problema asta. Care e următoarea idee? Wow, am făcut o lucrare, wow, faină, după aia, nu, acum o să mai vină o idee. Din ce să mă inspir? Și acum am găsit așa o sursă de inspirație din cuvinte prin care cresc compoziție. Când cresc compoziție e o idee și după ce termin lucrarea îmi dau seama și eu și o înțeleg. Dar personal asta cred că este o putere, imaginație foarte importantă care trebuie să o folosim fiecare. Să avem o imagine a lucrurilor în care noi sperăm. Ca
și asta ne întreține credința. Ai nevoie să vezi un lucru mai întâi și dacă îl vezi în interior, și la un moment dat va deveni realitate. Și cred că imaginația asta e, dacă pot să spun și dacă îmi permiteți să spun, e amprenta Dumnezeirii în noi, faptul că putem să creăm, putem să generăm imagine și, cum ai spus tu, dacă cu imaginația, cred că e instrumentul care a ajutat cele mai mari realizări umane sau spirituale vreodată. Niciodată nu-mi place să spun asta, dar timpul nostru s-a scurs. Mulțumesc foarte mult pentru conversația asta. Vă mai aștept, Eunice, când mai vii acasă în România. Da. Deci acasă, știi, să știi. Aici este acasă și în Austria nu. Hai să-ți spun. Deci eu am învățat asta foarte repede. Am învățat când vorbesc cu părinții mei să spun acasă la Arad și acasă la Cluj, ca să nu cumva să îi supăr, să supăr pe nimeni. Mulțumesc foarte mult și a fost o conversație foarte încântătoare, foarte benefică și vă aștept să reveniți. Vă mulțumesc și vouă că ați stat cu noi de povești. Sper că și pentru voi a fost o încântare și că v-a provocat un pic să vă gândiți mai profund sau să vă imaginați mai profund niște lucruri. Până ne revedem săptămâna viitoare în aceeași zi și la aceeași oră, vă invit și în online. Ne găsiți la Asymmetric TV. Hai să ne întâlnim și acolo și să povestim și acolo. Pe data viitoare!